Consilierii județeni s-au reunit pe 29 decembrie în ultima ședință din an. Aleșii au reportat suma de 10 miliarde lei vechi pentru bugetul pe 2011. Banii vor fi direcționați către comunele afectate de inundațiile din vara aceasta. Ultima rectificare bugetară din an aprobată de consilierii județeni își va produce efectele abia în 2011. Suma de 10 miliarde de lei vechi rămasă disponibilă din Fondul European de Solidaritate urmează a fi direcționată către comunele afectate de inundațiile din vara lui 2010. Prin ordinul ministrului 2839 se prevede că aceste sume care rămân neconsumate și care sunt afectate pentru cheltuielile de dezvoltare ale bugetelor se pot utiliza, dacă legea nu prevede altfel, dacă hotărârea prin care au fost atribuite județului nu prevede altfel, se pot utiliza în anul următor. Prin hotărârea 1383, sumele repartizate nu se prevăd a se cheltui în acest an. Ca urmare, posibilitatea Consiliului Județean de a le utiliza în anul următor este nelimitată. Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău, i-a atenționat pe aleși că proiectul de buget pe 2011 va corecta alocările redirecționate de fonduri venite prin hotărâri de guvern. Legea bugetului a fost promulgată de președintele României. Eu cred că în luna ianuarie va trebui să facem efortul cu toții să aprobăm bugetul pe anul 2011. Un buget care va trebui să aibă la bază, zic eu, cel puțin trei elemente. 1. Susținerea tuturor cofinanțărilor la proiecte europene. 2. Repartiția și în funcție de numărul locuitorilor din unitatea administrativă teritorială. Și 3. O echilibrare, dacă doriți, să ținem cont de alocările care au fost în anul 2010 prin hotărâre de guvern. 2010 a fost un an de coșmar pentru județul Bacău, care a fost lovit de inundații în mai multe rânduri. Cele mai multe pagube s-au produs la Săucești, unde Siretul a inundat sute de case.